Teleorman, ca județ, la fel ca multe din orașele din toată țara, a avut viteze diferite de dezvoltare în comparație cu ce se întâmplă în restul țării. De multe ori, de vină au fost și abordările programelor de finanțare europeană, care nu reușeau să ajungă în comunitățile mici precum cea din Alexandria. E nevoie de schimbări ale politicilor în această privință, spune europarlamentarul Gheorghe Falcă, într-o dezbatere organizată de reprezentanța Parlamentului European la București. Presiunile pot să continue de jos în sus pentru a avea politici regionale. Eu aș împărți infrastructura de cale ferată și companiile. Noi avem astăzi structură pe lung parcurs și scurt parcurs. Aș face la nivel regional atribuțiunile transferate către consiliile județene și primăriile reședințe de județ. Noi nu am reușit să urbanizăm planificat. Au fost doar câteva orașe care au avut o strategie planificată, strategie de a implementa în periferia orașelor bine definite zonele industriale, zonele comerciale, pentru a conecta centurile. Unde avem piedici și asociațiile de primar trebuie să insiste, avem piedicile în aprobarea planurilor urbanistice generale. Până să se aprobe un plan urbanistic general, el deja este, documentația este depășită de dinamica în dezvoltarea urbană și cred că dacă ne uităm în programul național de redresare și reziliență, europenii au sesizat nevoia de a schimba legile urbanistice. Ca principiu, ca să faci treabă, vorbesc de autoritate publică, vorbesc de primar, trebuie să ai proiecte, trebuie să ai echipă, trebuie să ai bani. Dacă îndeplinești cele trei condiții, ai și reușite. Mă bucur că vreți să faceți un documentar, pentru că sunt subiecte pe care nu le-am văzut în spațiu public, discutând despre fonduri europene absolut necesare. Odată cu aderarea s-a deschis această posibilitate, aderarea Uniunii Europene s-a deschis această posibilitate de a depune proiecte și a obține finanțare. Au avut părți bune, au avut părți insuficient de bine pregătite din partea statului român. Prima etapă de finanțare, 2007-2013, cu extindere 2 ani, parcursă și de municipiul Alexandria, nu ne obliga sau, mă rog, nu ne limita specificul proiectelor, dar ne limita capacitatea de a ne împrumuta pentru a plăti aceste proiecte, fiind o condiție pe care probabil că foarte mulți privitori nu știu, UAT-urile, primăriile se împrumutau la bănci, decontau constructorilor și urmau să încaseze din fondurile europene sumele și să-și reîntregească acest fond pentru celelalte lucrări. Lucrul ăsta a blocat, spun eu cu toată seriozitatea și convingerea, dezvoltarea mediului rural. Primăriile de comună nu aveau capacitatea să se împrumute. La fel și orașele de talia noastră, cele între 50 și 100 de mii de locuitori, șansele de a te împrumuta nu depindea de noi. Sistemul bancar avea regulile și limitele sale. A făcut ca orașele de talia noastră să nu poată aborda foarte multe proiecte în prima etapă, pe care am parcurs, am avut 5 proiecte, aici ne aflăm la unul dintre ele, și ca orice primar, dezideratele sunt clare, indiferent cât de mare sau mică e comunitatea, urbanizarea localității, învățământul, sănătatea și protecția socială. Cam astea sunt în mare, liniile directoare. Am încercat să atingem din fiecare. Municipiul Alexandria, neavând unități spitalicești în administrare, să spunem așa, ele aparțin de Consiliul Județean. Ca să-ți formezi o echipă este greu. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană au fost create și aceste, hai să spunem, compartimente de specialitate. Dar e greu să găsești oameni, condițiile de plată sunt mici, eu spun că sunt mici și acum, pentru a găsi și a cui interesa oameni, mai ales tinerii, suficient de cu putere de muncă, de trabaliu foarte mare și suficient de atenți pentru a nu încălca niște reguli. Rămâne un lucru care trebuie rezolvat în viitor și anume recompensarea sau plata muncii celor care lucrează la în proiectele cu fonduri europene. Trecem la etapa a doua. La etapa a doua, un lucru bun s-a întâmplat. Statul român deconta lucrările și încasa el de la Uniunea Europeană contravaloarea lucrărilor. Asta a deschis porțile tuturor localităților cu venituri mai reduse sau fără venituri, cum sunt unele comune sau cele mai multe comune. Dar a apărut un element care iarăși nu a fost adaptat la realitate și anume ni s-au impus
proiectele, anumite proiecte erau finanțate și în anumite valori. Iarăși Alexandria a avut o tară, ca toate orașele de talia noastră, fiind un element și un criteriu de acordare a sumelor, populația. Cu cât ești un oraș mai mare, cu atât primeai mai mulți bani. Specificul localităților este diferit, pentru că discutam în regiunea noastră de dezvoltare. Cei mai mulți bani s-au dat, vorbesc în tranșa a doua de finanțare, pe mobilitate urbană, sigur, transport ecologic. Suma este mare, sau relativ mare, chiar și pentru noi. Noi, bun, ne luăm autobuze electrice, suntem în faza finală de licitație, facem autobaze și așa mai departe, necesare. Dar infrastructura rutieră rămâne principala problemă a României la ora actuală în mediul urban. Ori lucrurile astea nu se finanțează prin proiectele europene. Facem, sau mă rog, utilizăm și acești bani pentru piste de biciclete, pentru refacerea pietonalului și pentru realizarea unei autobaze și a unei parcări în extravilan, unde, mă rog, vin cei din jur, lasă mașina, ia bicicleta sau ia autobuzul și ajunge la... Deci ce ne spuneți, de fapt, că ar trebui adaptată la realitatea punctuală din teren fiecare finanțare de genul acesta? Fiecare localitate are specificul ei. Sau este mai sus sau mai jos cu urbanizarea. Atât pentru astăzi, vă mulțumim că ne urmăriți. Nu uitați, vă stau la dispoziție conturile noastre de Facebook, de Instagram. Veți regăsi acolo imagini, fotografii din culisele reportajelor noastre. Până data viitoare, pe curând!